Ziua 1 în care ne vom folosi calculatorul la 3 dimineața. Bine, de fapt este calculatorul lui Jim. Numele meu este Jim, am 2 ochi și o gură ca un bumerang. Dar am un calculatorescu. Ia să-l vedem noi, ăsta e calculatorul, nu prea. Stai un pic, a sunat cineva la ușă. Mamă, e coletul ăla cu chiloței mei favoriți, Spider-Man. Stai puțin să deschidem. Wow, ce entuziasmat e că a primit coletul. Ați primit vreodată un colet și ați fost entuziasmați? Nu? Wow! Unde îl pun? Pe masă. Deci am o bară de viață, adică... Oh, mi-am cumpărat primul meu PC cu banii din pensia lui tataie. Hopa! Wow, clasicul sunet de... Era Windows XP ăla sau era Windows 7? Uite că nici nu mai știu sunetul. Noutăți. Hai să vedem. Bloxy time! Rafinărie cu chimicale se deschide în Roblox. Cine mă ăsta? O fi unchiul nostru. Mayor gives address. Bun. Asta e toată știrea. Altceva nu mai e decât atât? Ce ziar stupid. Shop! Am cumpărat ceva, ok. Chat! Serverele s-au închis, ne pare rău. S-au oprit Roblox-ul. Ce mă? Prostie de calculator, cum ies de aici? Apă space. Se pare că nu mi-e somn. Nu locuiește nimeni cu noi. Nu avem bucătărie în casă, nu avem toaletă în casă. Televizorul nu merge, bota ce speaker am. Hopa! Toate trei într-unul. Vezi ce boxe am, se dărâmă casa dacă dăm la maxim. Nu, cred că trebuie pe masă undeva. Ah, dă-i click! Slingshot? Ce mă? Construiesc în casă. Boing. Full screen tools. Sunt obosit. Ești nebun. Și unde locuim? Adică nu e nimeni, niciun vecin lângă noi. Zici că sunt în Curaj câinele fricos, dacă știți desenul. De locuia oia în mijlocul pustietății. Mă rog, hai să ne culcăm, deși e zi afară. Dormiendo. Ah, credem că dormi, mă trezisem deja. Ce mă, știi când te trezești așa cu ochii de nici nu vezi ce întâmplă? Bă, mi-e sete, nici n-am frigider. Mă duc afară. E ușa încuiată. What? Trebuia să fie cineva acolo sau... De ce? Sunt în mă simt în siguranță din nou. Oh my god, am văzut și... E un copac. E ok. Păi dacă te-ai trezit, hai pe calculator. Ah, never mind. Ne culcăm. Ziua 2. Credeam că e vorba despre calculatorul ăla, dar... Mă, care e scopul meu în viață? Adică doar dorm și nici nu joc nimic pe calculator. Nu... Hopa! Ah, Rocea de la România. Ok. Robot, felicitări pentru că te-ai înregistrat pe RoChat, cea mai mare sau cea mai populară aplicație de vorbit în Roblox. Yay! Nu pot să scriu. Nu pot să dau click pe nimic. Da, ok. Shop. Burger. Ok, avem colete noi, nu uitați! Ce mă? Oamenii dispar dintr-un oraș din Robloxia? Din centrul orașului? Un bărbat lipsește? Ha? De ieri, 15 februarie. Rele! Oare are legătură cu faptul că ne-am trezit noi și ne era frică? Ce mai e joc horror ăsta?
colete noi, nici nu știm cine le aduce. Nici măcar nu e drum să vină mașina, adică e o potecă, dar nu stradă. Chessburger! Nu ar trebui să ne schimbăm hainele? Ia atent, Chessburger. Și apoi... Ah, Robloxia. Bun. I am tired. Deci noi mâncăm și dormim. Atât. Da, mă, da, sunt obosit. Bă, cine mânca cheeseburgerul ăla? Că nu eu, că noi dormeam. Oh my god, e cineva la noi în casă. Vă spun că e cineva. Moartea reală. N-ar trebui să verificăm ușa mai bine? Sau intră pe geam? Mai bine punem ceva la ușă să-mi dau seama dacă a fost mutată sau nu. O foaie, ceva. Bă! Mă simt în siguranță din nou? De ce se trezește ăsta noaptea să verifice casa? Ziua 3. Hai cu like-ul la blană, că e tare rău jocul ăsta. Merită toate like-urile posibile. Nu facem nimic decât să mâncăm și să dormim. Adă, mi-au dispărut armele și toate alea, mă. Jucăriile. Stai să mai comand altele. Taco, sabie, telefon, first aid. Mamă, cutem la chat. Hai să vorbim cu prietenii noștri. N-am niciun prieten. Cum, bă, n-avem pe nimeni care să vorbim, nici familie, nici nimic? Noutăți. Da, foarte mulți oameni dispar deodată. Polițiștii din Robloxia nu știu ce să facă și nu sunt dovezi legate de dispariția acestor oameni, cum că ar fi un bărbat periculos în libertate. Deci nu se știe. Oamenii dispar, dar nu știm de ce. Te fac țăndări cu sabia asta. Medkit? Bă, de ce l-am dat? Nu, am cheltuit medkit-ul. Oh my god, s-ar pe casă. Ce mă asta? Băi, de ce o săgeat aici? I am tired. Stai, omul meu, că am intrat pe șemineu. Deci asta e fake șemineu. Mă, ce ne arată? Vrea să ne ducă jos de pe hartă? Nu, cred că ne arată geolocator, nordul sau ce? Punctul cardinal cred că vrea să ne arate. Mă rog, mă rog, mă rog. Dormiendo. Mi-a luat sabia, nu mai avem nimic pe noi. Măcar mă apăram și eu. V-a speriat? Normal că nu vă speriați de pixel pe ecran. Imaginează-ți să te sperii de pixel pe ecran. Dacă ar apărea o fantomă reală. Normal că nu e nimeni. Mă, ce? Suntem blestemați? Ne-a dat cineva mesaj? E sarsailă! Pregătește-te! Nu! Bă, de ce ai culcat? Chema poliția! Mă mutam, intram sub pământ, mă mutam în altă țară. Și așa nu avem nimic cu noi, plecam direct, lăsam casa. Oh my god, hai să verificăm repede știrile. Primarul discută despre oamenii care lipsesc și este un accident la rafinărie. Oamenii trebuie să știe, a spus primarul. Vom divulga informații referitoare la aceste cazuri repetate. Ok, zice primarul că nu e nicio legătură între dispariția persoanelor și incidentul de la rafinărie. Habar n-am. Cine ești, mă, tu cap de mustață? Bun, hai să ieșim de aici. A, trebuie să comand niște chestii, probabil.
A, pe medkit-ul luăm degeaba, mă. What? Hârtie igienică? Sau ce mi-am luat acolo? Bă, sunt uimit că a pornit pentru prima oară televizorul, deci nici nu știam că merge măcar. Și chiar n-a mers, că nu era nimic la televizor. First aid, dar nu pot să le deschid pe celelalte, de ce? Nu mă lasă, fii atent. Cred că e buguit, nu știu, mi-a dispărut itemele. A, uite-le, mă! A, trebuie puse aici! Oh my god, sosie ceva! Ce, mă? What? Ați văzut și voi ce am văzut și eu? Armata! Era o memă cu... Dacă ai 10 ani și vezi un elicopter pe cer, te uiți în sus. Dacă ai, nu știu, 50 de ani și vezi un elicopter, tot la fel, te uiți. Adică, indiferent de vârstă, te vei uita după elicopter. Anumite lucruri nu se schimbă. Dar asta e partea în care sunt obosit. Hai, bă, casca, că ți-e somn. Trebuia să dormim, nici nu știam. Că n-am mai zis că e obosit. E cineva în casa mea. Ce, mă, cineva la mine în casă? Doar acolo mai poate fi. De ce avem două dulapuri dacă nici măcar avem haine în ele? Cineva e pe casă? Cine era la noi în casă? Uite, pune soarele sau ce se întâmplă? Hopa! Nu ne-a mai dat niciun mesaj. Ah, cred că reparăm casa. Știrile. Primarul declară legea marțială, care, dacă țin minte bine, înseamnă că armata decide ceva legi? Adică nu mai decide statul, ci armata? Dacă zic corect. De-aia e cu omul ăsta aici care el decide. Le recomand oamenilor să se adăpostească într-un loc. În vremurile astea dificile, văd doar o modalitate să mergem înainte, autoritatea mea s-a terminat. Predau autoritatea mea de primar armatei ca să mă asigur că cetățenii sunt în siguranță. Primarul refuză să spună că sunt conexiuni între, atacuri și de la vărsarea aia de chimicale de la rafinărie, de la accident. Well, 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 se pare că... Păi, dar cum? Deci ce se întâmplă? Noi suntem singuri aici, nu știe nimeni de noi. Mă, ce? Ne baricadăm? Nu, cred că ne baricadăm ușa. Dar cred că asta se... Sau geamurile? Dar ce-o fi asta? Păi baricadează și ușa. Bă, suntem în siguranță acum. Totul e ok. I'm tired. A bătut trei cuie și e somn. Hopa! Ia că nu mai poate să intre peste noi în casă. Ne dă mesaj. Keep quiet and stay calm. Don't make a sound. Nu fă niciun zgomot. What the freak, m-a scos direct din calculator. Liniște.
Hai frate, cum a intrat? Adică pe ușă? Ar fi culmea. Nu ne sperăm de pixel pe ecran. Dacă lipseau astea. Shelter in place warning. Cine bate bă la geam așa? What? Oh my god! Arată-te cap de mustață! Tremurăm de frig! What? No! Ăsta trebuie să fie unul din endinguri. N-are cum să ăsta să fie finalul jocului. No, cred. Și a pus capăt zilelor? No, cred. În loc să tragă, a tras în el? Ăsta a fost un joc mai deep, așa puțin mai diferit față de ce am jucat noi de obicei. A fost un joc, deși pe categoria horror, n-a avut niciun monstru, n-a avut niciun jumpscare, dar în același timp a fost horror pentru că era mereu anticiparea aia, te făcea așa anxios că va veni cineva, în sfârșit va apărea. Nu știu dacă mai sunt și alte ending-uri, m-am uitat pe YouTube, n-am reușit să găsesc nimic, că spuneți voi în comentarii dacă mai sunt și arătat eu. Dar chiar interesant. Deci, ceva se muzea din exterior, dar nu știu ce, era monstru ăla, era un om, nu știu, n-am nicio idee. Dacă v-a plăcut, like și în viitoare. Pooo!